Românii sunt mai cinstiți decât ați putea bănui. O dovedește un experiment realizat de reporterii noștri. Colegii noștri au vrut să afle cât timp pot lăsa nesupravegheată o tarabă cu marfă până când cineva va lua ceva fără să plătească. Și cu toate că ne așteptam la un rezultat dezamăgitor, am trăit o experiență extrem de plăcută. Pentru prima încercare ne-am instalat taraba cu autoservire în Piața Romană din capitală. Deși au trecut ore bune într-una din cele mai aglomerate zone din București, atât marfa cât și banii din cutie au rămas neatinși. Scenariul s-a repetat și în centrul vechi, iar mai apoi în Piața Unie. Abia în zona Obor am avut și primul client. Am observat că e prețul pus și plătit cât a trebuit. Crezi că, în general, lumea, nu știu, a luat pur și simplu fără să plătească? Nu cred. Vântul a încercat să ne strice planurile, însă vânzătorii din vecini ne-au întins chiar o mână de ajutor. Am încercat și a doua zi, însă de această dată cu umbrele, ciocolată, jucării sau chiar gumă de mestecat. Nu toată lumea a privit însă inițiativa cu ochi buni. Ați cumpărat de la o astfel de tarabă nesupravegheată? Nu. E un soi de magazin pe cădere. De ce n-ați cumpărat? Pentru că nu știu la cine ajung banii. Cum vă explicați că n-a furat nimeni nimic până acum? Nu știu, nu mi-explic. Are prea puține produse și mi se pare super dubios. Specialiștii spun că avem motive să fim optimiști. Sociologic vorbind, problema are mai multe aspecte și poate fi privită din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, este un semn bun de sănătate al societății românești. În ciuda a ceea ce stereotipurilor care circulă despre români peste tot și pe care chiar și noi le împărtășim, suntem popor de hoți. Asta este, pe de altă parte, o problemă de încredere între client și vânzător, să zic așa. În Statele Unite, un experiment similar a scos la iveală că dacă nu sunt supravegheați, cumpărătorii preferă să plătească sume mai mari decât prețul afișat. Pornind de la astfel de experimente, au apărut magazine în toată regula care funcționează pe bază de încredere.